Aproape toate țările europene au un sistem dual de ordine publică format din poliție și jandarmerie. Acest lucru presupune nu doar efective sporite, dar și o rivalitate benefică. Odată cu intrarea în vigoare a noului cod silvic, sistemul s-ar putea implementa și în România prin atribuirea de competențe sporite jandarmilor. Vă spun că, avându-se în vedere apariția noului cod silvic, lucrurile s-au schimbat puțin, în sensul că dacă acest cod va fi promulgat de către domnul președinte, jandarmii vor avea competențe de constatare a contravențiilor și infracțiunilor la privind prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de material lemnos, punerea în aplicare practică a codului silvic. Ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că în momentul în care intervine o concurență între organele abilitate să constate și să aplice contravenții și infracțiuni, să constate și să aplice contravenții, să constate infracțiuni, atunci și calitatea va crește. Avem și situația în aproape toate țările lumii civilizate, Italia, Franța, Germania, unde există un sistem dual de ordine publică și lucrurile sunt foarte bune, în sensul că există oarecare acea competiție bună care conduce la o anumită calitate. Dar până la intrarea în vigoare a noului cod silvic, tot competențe da. Deci, până la intrarea în vigoare a codului silvic, competența noastră în materie silvică era extrem de redusă, în sensul că puteam să constatăm noi puteam să constatăm contravenții în situația în care, să spun eu, erau luate brazde de iarbă, pământ din pădure, chestiuni care sunt accesorii și care se întâmplă prea puțin. Așa este, vă dau dreptate, dar lucrurile par să se schimbă, ceea ce e un lucru bun. Din punctul meu de vedere personal, e un lucru bun. Aceasta ducând și la o anumită responsabilitate din partea noastră. Am avut și competențe pe linia materialului lemnos, de că mi-amintesc pe fosta hotărâre de guvern 427 pe 2004, iar rezultatele au fost remarcabile. Nu am la mine, știu că eram consilier juridic și cunosc foarte bine acest aspect, dar vă spun că în proporție de peste 40% din marea majoritate a plângilor contravenționale la vremea respectivă erau tocmai pe tăierea ilegală a materialului lemnos. Tăierea și transportul, pentru că aici, practic, noi aveam cel mai mult. Hotărârea de guvern era tocmai acesta era obiectul ei, de a legaliza transportul materialului lemnos. Astfel, alături de Poliția Pădurii, prezența jandarmilor n-ar face decât să descurajeze tăierile ilegale de lemn, sunt de părere cunoscătorii în domeniu.